Cea de-a 17-a ediție a Salonului Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii s-a desfășurat în perioada 20-22 martie 2019 și s-a bucurat de un interes deosebit din partea vizitatorilor de specialitate, fiind prezentate peste 400 de invenții. Participarea celor mai importante institute naționale de cercetări a universităților românești, a numeroaselor firme la care s-au adăugat 6 universități din Republica Moldova și Asociația Inventatorilor din Polonia cu un stand generos, a făcut ca această manifestare să devină de referință în viața inventicii românești, o formă eficientă de mai bună cunoaștere, apreciere și stimulare a celor ce s-au distins prin creativitate. În egală măsură, Salonul ProInvent de la Cluj-Napoca a fost și dorește să rămână un loc distinct de întâlnire al inventatorilor și invențiilor cu oameni de afaceri, întreprinzători cu cei interesați să pună în practică rezultatele cercetării, inovării și creativității românești, dar și de peste hotare. La Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii ProInvent, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a participat cu un stand expozițional și a fost reprezentată de o delegație condusă de profesor doctor inginer Adrian Graur, din care au făcut parte cadre didactice și studenți doctoranți ai Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Premiile obținute de USV au constat în mai multe diplome de excelență, premii speciale și medalii de aur.